te spune despre cealaltă investiție, portul de ambarcațiuni. Știm că nu s-a făcut nimic acolo și a trecut portul aproape un an jumătate. Nu e un an jumătate, aproape. Nici măcar aproape. Ar fi bine să vă uitați pe contracte. Din păcate, aici partea sau concesionarul e ceva mai comunicativ. Mi s-a comunicat și ne-am interesat și noi. Au trecut aproape 6 luni de zile, perioada în care au reușit să-și obțină și ultimul aviz, cel de la Apele Române, cel care a fost, înțelegem de la dumnealor, atât de greu de obținut. Urmează să depună documentație pentru obținerea autorizației de construcție.